Așa, probabil ați auzit ce am spus. Noi credem că și Andreea Pascare este o bună prietenă a emisiunii noastre. Dar cel mai bun prieten al ei, credem noi că este mama ei. Hai să urmărim fragmentul. Mama, mama este o una, cum e una inima, și eu le iubesc aduna, ambele sunt viața mea. Mama, mama este o una, cum e una inima, și eu le iubesc aduna, că sunt viața mea. Bine ai revenit la Ringstar, Andreea. Bine v-am regăsit și eu. Spune-mi, te rog, mama și tata sunt pentru tine niște prieteni adevărați? Eu aș considera că da. Și tu ești pentru ei un prieten adevărat? Da. Dar care e cea mai bună prietena ta? Cea mai bună prietena mea este mama. Deci, ce ți-a dăruit cel mai bun prieten la ziua ta? Mama, adică? Un costum foarte frumos. Uh-huh. De ce culoare? Verde. Uite, eu mai am o întrebare. Pistruii de pe năsucul tău sunt prieteni cu tine? Da. Dar ei cu tine? Da. Dar tu lor? Da. Dar ei ție? Da. La nouă? Și tu cea mai bună prietenă i-a dăruit. Da, e adevărat, e adevărat. I-aș făcut, nu așa? Dar cântecul poate să-ți fie prieten. Eu aș considera că da. Bun, Andreea, ce ne cânti azi? Eu azi vă cânt un cântec care se numește Te Quiero Mambo. Te Quiero Mambo? Cine e Mambo în viața ta? Un cântec. Un cântec? Deci iubești cântecul? Da. Dar Te Quiero ce înseamnă? Te quiero înseamnă te iubesc. Foarte corect, bravo, singură. Bravo, Andreea. Singură, singură a spus. Da. Nimeni nu i-a șoptit, nimeni s-a plecat. Da, bun, scena ți-aparține. Andreea Pascare.